Pe 11 am hotărât să mergem la acel dialog. 11 iunie. 11 iunie. Ne-am întâlnit, ne-am spus, să zicem, revendicările pe hârtie și ne-am prezentat la Palatul Victoria la ora 14.30. Cred că nu greșesc, la 15 parcă vrea să înceapă întâlnirea. În momentul în care am ajuns în holul Palatului Victoria, sigur că era cineva care trebuia să ia buletinele, să primească delegația societății civile. Le-am spus domnilor, poftim buletinele, dar am o rugăminte, nu intrăm fără presă. Eu aveam ce aveam, să nu intru fără presă. Mie îmi plăcea cu presă. Dom'le, să vedeți că nu intru fără presă, nu înțelegeți. Și am convenit cu ei, bun, că acceptă să meargă și presa și le-am zis, bun, eu rămân în hol, presa urcă în lift și când aud că au ajuns la etajul 1, vin și eu. Ca să nu cumva să nu-i lase să urce. A urcat presa, am urcat și eu, am intrat în sală, a intrat și presa. Sau la fel a intrat presa înainte și eu după, în acea sală unde urma să aibă loc întâlnirea. Au venit cei patru reprezentanți de la Ministerul Telecomunicațiilor, de la Ministerul Sănătății, care au vor legat de cei din greva foamei și sigur că trebuia să fie cineva. Așa. În orice caz, patru reprezentanți, nu mai țin minte astăzi numele lor. Îl rețin doar pe al Radu Dob, care era adjunct de ministru al Sănătății, o chestie de asta. Și, bineînțeles, n-au venit mărimile lor, adică premierul sau președintele sau prim-vicepreședintele, prim-viceprim-ministru, că era această titulatură în care prim-viceprim-ministru. Am început discuția și primul lucru care mi s-a spus, domnul Mărieș, noi nu lucrăm sub presiune. Vă rugăm să mergeți afară să vă dispersați oameni. Care oameni în apartament? Deci că sunt vreo 200 afară care scandează ce scandează. Eu nu i-adusesem, într-adevăr, le spusesem seara, pentru că era o chestiune, să-i spun, o comunicare directă în fiecare seară când se mai adunau 300-400 de oameni. Exista o tribună, o stație și un generator care erau aduse de la Ion Raciu. Deci nu era niciun... La timpul respectiv mie mi-au ascuns acest lucru pentru că știau că nu sunt de acord să implic, niciun om politic în treaba asta. Și mi-au ascuns mult timp că stația e de la domnul Raciu. Când am aflat, în momentul în care, nu știu dacă a fost real sau nu, domnul Rațiu ar fi vrut să-și ia generatorul, să nu mai trimită generatorul și stația, să-l trimită. Erau la noi. Nu mergea nimeni să le ducă la Rațiu acasă, să le ia de la Rațiu. Nu, le luam, le duceam la Alianța Poporului sau rămâneau într-o mașină până a doua zi, că mi-era frică să le las peste noapte, pentru că apăreau fadome, apăreau fel și fel de diversiuni. Și zic, mă, mi le fură într-o noapte și rămân fără și nu mai am. Rădeam mai zile trecute și le spuneam, dacă avem acest generator, da? Am cumpărat acum vreo două săptămâni un generator în piața universității și era al meu, azi nu mai erau la Putărești. Nu mai erau de atunci. Garantez eu că îi mâncam de vii. N-am avut. Bun. Și m-am dus la, e o paranteză, m-am dus la domnul Rațiu acasă, am rugat și-o la poartă, că avea bodyguards-i acolo. Sunt cu tare, vreau să vorbesc și eu două minute cu dânsul. Și am ajuns, m-a primit, l-am prins de braț, am ieșit în balcon, că bănuiam că e plină casa de microfoane, n-aveam niciun dubiu, securitatea funcționa perfect. Și la balcon l-am întrebat, domnul Rațiu, ați primit ordin ca să ne luați generatorul și să nu... Adică, practic, sugrumați mișcarea din piață, dacă luați ăsta, nu mai avem cu ce comunica. De la Bush sau de la Gorbaciov. Și bătrânul săracul, în momentul ăla, s-a îndreptat așa și n-a mai înțeles nimic, a zis, domnul Mărieș, dar eu sunt prieten cu domnul Tichel, cu domnul Bush, cu domnul Gorbaciov, cum să-l primesc eu? Păi zic, bun, întrebarea mea este, lua sau nu? Nu-l iau. Bun, mulțumesc frumos, l-am prins așa de braț, i-am strâns mâna și i-am zis, știu că de aici nu primiți ordine de la Iliescu sau de... Că logica mea era cam așa, băi, de la Iliescu sau de la Roma, asta nu primește ordine, nu se pleacă la banii lor,
e un om bogat, e, nu poate fi șantajat, nu poate fi cumpărat. Trebuie să fie ceva mai din altă parte, mai de sus. Dialogul ăsta l-ați avut exact în ce zi? Nu știu în ce zi, dar în orice caz după 20 mai. Uh-huh. După 20 mai, nu știu în ce zi. Poate să fie 1 iulie, poate să fie 2, poate să fie 5, poate să fie 28 mai, nu știu exact. Avem 90 acum. Oricum 90. A râs și el, dar în prima fază l-a surprins întrebarea, pentru că m-am gândit pe drum, că a fost o chestie de impuls. Băi, vrea să ne ia rațiu, ia haideți-mă cu mine la ea să vedem dacă ne ia sau nu ne ia. Era vital. În prima fază am zis, bă, sunteți nebun, păi până acum de ce nu mi-a spus că ia lui rațiu? Bă, te știam prea nebun ca să ăsta și după aia ne certai și nu știu ce. Și am zis, ia hai, urcăm o mașină și mergem la rațiu ca să se întrebă. Și așa am ajuns la domnul rațiu și am pus această întrebare care l-a șocat, repet, în prima fază, după care am înțeles că n-a fost, că nu sunt, probabil că în momentul ăla să mă vedea agentul, nu știu cui, eu știu ce-o fi fost în capul lui, pentru că prea m-am dus la prea mare înălțime, domnule, Brusau Gorbaciov s-a dat dispoziție să, dar am zis, mă șochez, dacă are o dispoziție de undeva, nici într-un caz nu are din țară acest om. Așa gândeam eu, cu logica mea de copil de pe iarbă venit. Bineînțeles, a rămas stația, nu s-a întâmplat nimic, nu au luat-o nimeni, au luat-o nenorociții ăștia pe 13 dimineața și au dus-o la liberal. Eu în 18 am încercat să o recuperez, dar nu mai era generator. Am găsit numai goardele. Trei goarde din patru, pe la liberal, pe la subsol, pe la sediu. Liberale avem sediu aici pe bulevard, la 100 de metri de piață, poate nici atât. Un sediu distrus complet, cred că nici pixurile nu mai erau întregi. Xeroxuri, birouri, scaune, dulapuri răsturnate. În holul ăla mare, plin de toate aruncate și vandalizat, distrus, furat, Dumnezeu cu mine la ce s-a întâmplat acolo. De asta nu înțeleg eu care este poziția acestui mare partid liberal acum după 20 de ani. O acțiune la ce domnul a făcut? Alături de noi. O hârtie la parchetul militar, alături de noi. Păi le-au fost bătuți oamenii, le-a fost distrus sediu. Alo, domnul Tăriceanu, domnul Antonescu. Alo, domnul Antonescu, nu înțeleg. Nu vreau să-l supăr mai mult, dar îl deranjez în curând. În curând îl deranjez. Revenind la 11 iunie. Revenim la 11 iunie. Cum vă spun, începe dialogul și primul lucru mi se spune dispersează oameni. Nu știam că au venit. Deci eu le-am spus seara, vedeți că mâine la ora 3 suntem acolo. Ei s-au organizat, au venit acolo. Cum se cobor eu jos, mă, ca partaga? Păi vrei să-mi tai propria cravă de sub picior? Chestia care apare în ziarul azi, la timpul respectiv, acest dialog. Exact sub forma asta, Mărie spune, vrei să-mi tai propria... Păi erau oamenii care mă susțineau zi de zi și care mai rămăsese lângă mine. Mă duc să-i dispersez. Păi ce, de ce să-i dispersez? Atacase guvernul, ce? Nu făcuse nimic. Nici nu știam, repet, deci nu îmi dădeam seama ce se întâmplă jos, că nu aveam geam să mă uit, să nu s-auzeam. Ei auzeau, eu n-auzeau. Scandal. N-am scăpat de ei, până la urmă m-au determinat și am zis, bine, merg și hai să văd ce cobor și îi rog pe oameni, erau într-adevăr vreo 200 de ei, pe trotuar, pe trotuarul din fața guvernului, și le spun, vă rog, traversați la Antipa până ce se termină dialogul. Marea majoritate dintre ei, adică în proporție 95%, fac stânga, împrejur sau dreapta și să duc la, să încep să traverseze. Sigur, rămân cei infiltrați care încep să țipe, vrei să ne arunci de aici, vrei să ajungi ministru, vreau să ajung pe dreapta, vreau să mă duc înapoi să rezolvăm o treabă, pentru că oamenii aia, în primul rând, cei din greva foamei mor pentru o idee și nu e cine să pună capăt, că mi-era clar că trebuie să pun capăt, dar nu vreau nici să ies înfrânt de acolo, pentru că nu mă luptasem prea adânc cu cineva. Adică nu trecusem la baionetă, să pierd bătălia, ori ca să mă retrag așa cum precum făcuse unii în 24 mai dimineața când am venit să găsesc piața să fie iertată sexy, nu știu dacă e cel mai cuvânt potrivit, dar pentru ei ce au făcut, asta au făcut. Și au dat jos și s-au dezbrăcat de caracter. Complet. Dacă l-au avut, m-aș îndoi să-l fi avut caracterul dacă în 20 mai au fugit ca ultimii lași. În 24 dimineața au fugit ca ultimii lași. Și au retras cule, pancarde și așa mai departe. A rămas aceeași pancardă care a venit și prima în piață și a pus-o pe Caldarâm. Și a rămas acolo 50 de zile. Nu 52, că repet, primele două n-a fost nimeni prin piață decât oameni. Abia în 22 mi-am asumat
scoaterea acelei pancarde și ieșirea practic oficială în strada Alianței Poporului, fără autorizație. Da? Și 52 de zile am stat acolo cu toții fără, 50 de zile încă am stat, 50 de zile am stat fără autorizație acolo, da? Unii 50, alții până la goarna de strigare, de retragere. Adică unii au venit acolo, li s-a dat goarna de adunare și li s-a dat și goarna de plecare. Eu n-am avut urechi pentru goarnă, nici la venire, nici la plecare. Bun. Cum a decurs dialogul din 11? M-am întors și în momentul în care am intrat din nou, să nu uit amănuntul cu presa. Deci, noi și ei, față în față, presa liberă. Participa la dialog. După 3 minute mi se spune, vă rugăm, presa iese afară. M-am ridicat să ies și eu, au țipat și ei, domnul Mărieș, azi că nu rămâneți fără noi. Și atunci acest Radu Dop îmi aruncă nada și îmi spune, băi, domnul Mărieș, ce faceți pe ea din greva familiei, lăsați-i părăsiți? Eu am fost să mă ridic să plec și eu, dacă presa nu rămâne, nu are loc dialog. E, cam puneți-vă dumneavoastră în locul meu, cam ce ați făcut. Și atunci am zis, băi, ne-am făcut semn și ne-am zis, băi, n-am cum să ies cu voi. Adică vă reproșea de seară la televizor că Mărieș nu vrea să îi susțină pe greviștii foamei. Eu știu ce dracu mai inventau, că erau capabili de orice. Am rămas, după care a apărut a doua propunere. Du-te jos și dispersează oameni. Bun, nu vreau să o fac nici pe asta. Sunt obligat, că nu continuă dialogul. Bun, merg, fac și lucrul acesta. Mai fac o concesie. Da? Și când mă întorc, mi se spune dialogul ăla sfârșit. Păi cum, mă uit la e-mail? Ziceam că sunt e-mail. Păi ce faceți, mă? Cine erau? Păi erau unii reprezentanți ai greviștilor foame. Că nu erau ei adevărații greviști ai foame, că nu mai erau capabili să vină la dialog la guvern după 30 de zile, 40 de zile de greve. Și îmi spun, păi am convenit cu ei să semnăm un protocol, să facem o televiziune liberă. Păi stai mai frate, că piața universității nu a fost doar pentru o televiziune liberă. A avut și alte obiective. Voi ați renunțat și ați cedat doar la o televiziune liberă? Știm ce a fost tot. Și au făcut o televiziune pentru ei. Dialogul s-a sfârșit. Și am zis, mai îmi permite să pun o întrebare? Puneți, domnul Mărieș, spuneți-mi și mie, ce ați făcut cu 2 miliarde de dolari în ultimele 4 luni de zile? Parcă anticipam ce urmează să se întâmple. Zice, nu vă putem da răspunsul acum, ar trebui să facem o anchetă. Și cam cât durează ancheta asta? Zice, 2-3 luni. Dumnezeu, stați puțin, 2 miliarde de dolari, am informații clare că le-ați prăduit. Nu putem spune, să facem un altul. S-a terminat dialogul. Ei s-au ridicat, gata. Ai mei, nu existau. Deci, acesta a fost motivul pentru care Mărieș trebuia să, ori să plece cu presa, ori să nu plece, să plece de dialog pentru că se încăpățâna să nu disperseze oamenii, da? Adică Mărieș trebuia aruncat din delegație pentru că era singurul care nu ceda. În fine, am coborât. Le-am spus presii ce am avut de spus și am mers în fața oamenilor, acolo unde îi rugasem să traverseze la Antipa și le-am spus atât. Fraților, din momentul ăsta eu mai mult de atât nu pot să fac acolo. În 5 minute erau pe scările guvernului. Deci văd și acum, eu am rămas cu fața către Antipa și ei au plecat, fără să le zică nimeni plecat, spre guvern. Nebunia era că e clar că nu-i mai puteai opri. Dar în momentul în care am ajuns, m-am întors, m-am dus după ei și când am ajuns pe trotuar și i-am văzut la ușa guvernului, am văzut și o pancardă cu Alianța Poporului la ușa guvernului. Deci cineva luase o pancardă din piață. Atunci am realizat diversiune din lume. Ca să-mi pună tot mie în cârcă, tot Mărieș a atacat guvernul. Trimit doi băieți și le spun, băi, mergeți și luați pancardă. Spuneți-le să se retragă pe trotuar. Apar jandarmi, poliție, dragi, poliție, nu jandarmi, poliție și înconjoară piața. Mă uit așa și zic, băi, sunteți nebuni? De ce 21 elicoptere, tancuri, ce treacă? Sunteți, nu sunteți sănătoși la tancuri? E democrație, numai 21. Bă, sunt prea puțin. S-au retras băiețele, nu s-au întâmplat nimic, n-au spart nimic, n-au distrus nimic, s-au retras, s-au venit pe caldare. Băi, cum să plecăm noi de aici?
Nici discuții, nici rezultat, nici nimic. Și acum mai au și obrăznicia să vină cu tancul și cu elicopter. Ia să ne întindem noi prin piață nițel, să vedem, au curajul să ne calce. Și ne-am întins. Eram puțin, nu știu dacă eram 20. Dacă mai rămăsesem 20. Că ai lor nu au mai participat cu noi la... Și ne-am întins pe jos. Și le-a dat ordin înainte marș. Și normal că în momentul în care el ajungea cu bocancul la nasul tău sau la capul tău sau la piciorul tău, te ridicai și fugeai 5, 6, 10 metri, iar te puneai pe burtă. Și uite așa, a fost o, nu altercație, dar o mică hărțuire, hai să zicem, între noi și ei, până ce ne-au adus spre unde să termină cele două benzi, deci cea care duce spre Piața Romană și cea care vine despre Romană spre Piața Victorie. Și începe practic piața, da? Apare camionul nostru, aveam și noi un camion în piață. Un camion care era acolo de o lună de zi. Deci un băiat care a luat o mașină de la șoferii, apropo de șoferi și de relația cu șoferii, a luat din autobază un camion și a venit cu el în Piața Universității. Miro Mitrea n-a mai vrut să mai îmi dea 10 camioane. L-am rugat într-o zi, mai dă-mă 10 camioane, te rog eu frumos. Numai 10, da. N-am mai vrut să-mi dea, n-am mai avut curaj. Trecuse în partea aia. Băiatul ăsta care a venit cu acel camion, pur și simplu, mi-aduc aminte, a venit într-o seară și a zis, avea 1,55 m, cred. Eu nu știu cum ajungea de la volan la accelerație sau la frână. Și mi-a zis, bă, eu iau și vin cu el aici. Și mi-a zis, măi, Cătăline, vai de capul ăsta cu mine în pușcărie, nici astăzi nu are de nici unele. L-au bătut, l-au nebunit, l-au... Și a zis, băi, eu vin cu camionul aici. Și a zis, când vii, Cătăline? Mâine la 6 eu sunt aici. Și într-adevăr, a doua zi la 6 eram în balcon și l-am văzut. Am văzut un camion care venea dinspre Rosetti și n-am mai înțeles nimic. Am zis, bă, să-i nebun, a furat camionul și a venit așa. Și într-adevăr a venit cu acel camion. A fost o mare spaimă pentru ei acel camion. Că nu înțelegeau ce facem, ce l-au căutat cu piroterniști, că a zis că avem arme în el, că aveam pădrea. Și roțile erau desumflatele. Și au umflat roțile și au auzit că suntem în pericol la Victorie. Și au venit să ne ia. Și am îmbărcat în acel camion. A fost un motiv să pot să iau. A zis, băi, haide să urcăm în mașină, chiar noastră, și haide să mergem înapoi în zona noastră de neocomunism, liberă și cu asta, basta, și ne retragem, că nu avem nicio șansă în fața la ce erai. Și așa ne-am retras în 11. De îndată cum am plecat noi, sau am plecat noi din guvern, nu mai vorbesc de această hărțuire, să zicem, dintre noi și ei, deja Iliescu dă ordin și începe, îi spune lui Chițac să facă pentru a doua zi, pentru 12 planul de evacuare piesă. Chițac îi cere aprobare și spune, dom'le, nu pot într-o zi, trebuie două zile la dispoziție. El face acest plan. Petre Roman nu lasă să-l scrie, să-l bată la calculator sau la mașina de scris, pentru că zice, băi, dacă îl găsesc, ăștia-i bani. Spune Chițac treaba asta. Și lasă-l așa scris de mână. Îl avem. Există, e confirmat de Chițac, e confirmate declarațiile. Și face planul de evacuare a pieții pentru data de 13. De îndată ei pleacă la Scroviștea. Iliescu și cu o gașcă din miniștri, cu Măgureanu, cu ofițer de armată și așa mai departe de securitate și pun la punct planul de evacuare a pieții, pun la punct în sensul că pun strategia, fac strategia și încep să comunice în țară. Pentru că nu doar din Valea Jiului au venit minerii în 13 la București și au venit muncitori din toate orașele țării. Muncitori și simpatizanți ai Frontului Salvării Naționale. Pe banii statului, cu mașinile statului, cu trenurile statului și o expertiză pe doar câteva mine în Valea Jiului duce la pagube de milioane de dolari la timpul respectiv. Expertiză care o aștept să vină de la Curtea Supremă prin copierea acestui dosar a Mineriadei în câteva zile. Nu știu încă când ajungem la acele dosare cu expertiza. Sunt printre ultimele dosare făcute de voi, înainte de a-i fi luat dosar. I-a speriat, i-a îngrozit că Voina a cerut expertiză în Valea Jiului pentru suminarea economiei naționale, suminarea puterii de stat. Sunt capete de acuzare foarte grave.
Unde era dumneavoastră în ziua de 13, în secunda în care au venit minerii? În noaptea de 13, știu unde bate, știu cine v-a spus, știu jigodile care au încercat să arunce tot felul de mizerii. În noaptea de 13, în jurul orei 12, aceeași scenariu ca în fiecare seară. Mă luăm stația, mă luăm, rămâne mașină la Grasul, aveam noi un sărac cu pierdor, ne-am murit acolo. 12 spre 13? 12 noapte. 12 noapte. 12 spre 13 la 12 noapte. După ce se termina, se închidea pe la 11 stația, după aia nu mai vorbeam de la 11, că deranjeam în zonă. Vin și îmi spun la un moment dat, măi, vezi că a dat comunicat parchetul. Nu plecați de cu parchetul vostru. Nu credeam. Nu știam, nu mă uitam la televizor. Nu credeam. Nu credeam că au curajul. Dar le spuneam mereu în perioada asta, după 20 mai. Mai veneau generali. Ba Câmpianu, ba Cico, ba unul de pe la circulație, unul Soleru. Mai veneau în vizită, în piață. Și le spuneam, bă, fraților, ridicați sfoara, domnul general, vină, domnule, că nu e frică. Ridicați-mă sfoara, ridicați-mă sfoara să intre. Și îl plimbam până la Inter și înapoi. Nu îi zicea nimeni nimic, nu îl jura nimeni, nu îi dădea nimeni în cap. Ei credeau că noi mâncăm oameni. Suntem canibale acolo. Și le spuneam, băi, fraților, nu intrați curvește peste mine. Îi simțeam că procesc ceva, că au în cap ceva. Vreți să ne batem? Ne batem. Spuneți-ne cu 24 de ori și ne batem. Voi cu noi ne batem, că doar ne-am bătut și în 21. Care-i problema? Era un fel de amenințare preventivă. Eu îmi dădea seama că n-am forță. Dar era o strategie a mea, o joacă a mea cu ei, psihologică. Așa au făcut fiecare mama la el. A venit dimineața la tată. Pe 13. Pe 13. În 12, cum vă spun, pe la 12 noaptea, nu mai rețin. Habar n-am dacă am pus-o la piedon în mașină în seara aia sau am dus-o la sediul Alianței. Deci chiar nu mai țin minte. Ce mi-aduc aminte era o doamnă, și cu care se poate discuta oricând, doamna Dandara, o istorică, o doamnă respectabilă din punctul meu de vedere, cred că avea vreo 50 ceva de ani la timpul respectiv. Și am simțit-o așa apropiată în ultimile zile, am avut mai multe discuții cu însa și am zis, în noapte, am zis, doamna Livia, ce facem, din ce în ce mai puțină lume, au obosit lumea, ce facem cu ăștia din grevă că e nenorocit? Moare unul, o să zic că mărie și de bine. Deși, repet, eu nu i-am încurajat de niciun fel, dar de niciun fel. Și zic, faceți-mi un fel de programație, faceți-mi ceva să ne spăvânti o chestie ca să putem să o lansăm într-o zi, două, să o strategie de ieșire și de plecare, de retragere, dar să nu plecăm în genunchi. Să nu plecăm în frânți. Asta era în capul meu, să nu mă retrag așa, gata, într-o zi am plecat de aici. Și Domnul zice, să încerc să o fac. Asta se întâmplă în 12 noapte. Deci mi-am spusese de, cine a dat, Cherecheanu, cine dracu a citit? Parcă Cherecheanu a citit comunicatul, dacă am așa, ulterior, procuror, genul. V-a spus, da, procuror, șef, robul, la timpul respectiv. Cred că era robul pus de gând, da? Cred că era rău. Și, repede, nu credeam. Pe de o parte simțeam agitați, dar pe de o parte știam că-s lași. Și zic, nu cred eu că au ăștia curajul să intre peste noi așa cum acum. Acum de cumpărat și de expediat și de fărâmițat au făcut piața aia cât au putut. Da? Erau niște capete mai tare acolo sau niște oameni care nu cedau la niciunele, nici la presiune, nici la diversiune, nici la șantaj și nici la bani. Că de fapt asta a fost. Că altfel plecam și noi, nu? În fine. Pe la vreo unul cred că am plecat cam așa. 12 jumate, unul a plecat acasă. Plecam, mă schimbam, mă spălam, veneam. Nu m-am culcat. La, să zic, un 4:30, cam așa, mă sună nemțiu pe telefon fix, bănuit de la vreo cabină, nemțiu fiind președintele Asociației 16-21 de ani.
Doru, Pino Încoace, care a intrat așa la zonă. La momentul, se dea pe fotoliu, eram în chilot. Era vară. Am făcut așa, m-am dus, mi-am luat hainele, am pus mâna pe telefon, am sunat pe un băiat care stă la Favorit, zic, ieși, Fani, adormise. Zic, ieși repede, că uite, au intrat pe șampi. Am luat un taxi și am venit, când dădusem întâlnire aici la Coț, la consulatul american, la alimentarea asta aici, am zis, zic, băi, unde să ne întâlnim, unde să ne întâlnim? Zic, hai să ne întâlnim pe Baci, știi, la alimentarea aia, la consulat. Dacă mi-a zis că e ocupată piața, zic să ne întâlnim undeva, să, cât mai aproape. Ajung aici, omul meu nu. Am luat-o spre, prin fața ambasadei, spre Inter. Și printre Inter și teatru, din fața ambasadei, se vedea, ea se vedeau cum smulgeau corturile și cum le strângeau. Am văzut un tip în fața ambasadei. Pe gardul ambasadei, în colțul din stânga, cum stăteai cu fața de ambasade, era afișierul ăla. Unde spuneau ei, nu știu, anumite date legate de statul respectiv de ambasadă, activitatea ambasadei. Și ăla era în dreptul lui, pe iarbă, în gard. Am zis, o fi vreo securist care stă pe aici, în pază, nu l-am băgat prea tare în seama. Nu era nici dracu. M-am uitat, zic, bă, nu e de mers, hai să mă întorc să văd, o fi venit ăla, m-am gândit la întâlnire. Eu am venit pe Onești și în momentul în care am ajuns la bulevard, alerga unul dintre ei, alerga pe trotuar. Și am deschis portiera și i-am strigat, ce, dispari, du-te, durule, du-te, că ne-au luat ăștia. Și atunci am luat o stângă, m-am dus pe la scala și am ieșit frumos. Pe Maria, deci am făcut dreapta la scala, pe Maria, sau ce e acolo, Rosedii, așa, da. Și am venit, era să circula pe lângă pe străduțele astea două, acum sunt blocate, dar la timpul respectiv să circul. Bun. Nu l-am găsit pe om, nu venise la întâlnire, și iar m-am întors. Și în momentul în care m-am dus mai departe, m-am dus chiar aproape de metro, aproape până la metro. Activitate, se vedea că intrase băieții, dar intrase în perimetrul ăla, acolo aveau treabă. Și m-am întors, zic, bă, ce dracu să fac, ce să fac. Nu, singur, zic, dintr-între ei, gata, m-au luat, s-a terminat lucrurile. Eu am văzut o mașină trasă de poliție cu fața către, să zic așa, către ambasadă, pe strada de la teatru. Deci străduța care duce la teatru. Dracu și-a dat seama că e pentru mine planificat acolo. Am văzut o mașină de poliție, nu mi-am dat seama că e trasă pentru mine acolo. Și când m-am întors a doua oară, când am ajuns în dreptul celui care era lângă gardul ambasadei, mi-a zis, ia vin omul încoace. Eu am făcut un pas înspre el, că veneam pe caldarând, dar așa, cam la un metru de bordură. Am făcut un pas înspre el, am pus piciorul în bordură și am rupt-o la fugă. În momentul în care a rupt-o la fugă, am apucat să trec de străduță și m-am trezit cu mașina poliției în stradă. Deci eu au crezut că mă blochează. Deci el ăla mă cheamă, eu mă voi duce înspre el, iese mașina poliției și sar din mașină, au văzut că m-au scăpat, sar din mașina poliției 2 de ăștia la 1,98 m și o iau la fugă pe Batiștei după mine. Cade pantof. Undeva pe la stop aici am cade pantof. Și ca prostul, în loc să-mi văd eu de drum și să fug, să mă duc dracu, ca prostul mă opresc să-mi iau pantoful. Nu să mi-l iau, că mi-l aduc la ea. Deci asta era șocant. Deci băieții că le-am zis, băi, aduceți-mi pantoful sau și mi-au luat pantoful. Șocant. M-au luat de braț și m-am dus la mașină. Vii cu noi. În mașină, șoferul și încă unul. Mă bagă în mijloc între ei. Și mergem pe caldarâm. Ajungem pe caldarâm. Trag mașina pe mijlocul caldarâmului și cel din stânga mea, care era cel mai aproape de habar n-aveam eu cine e acolo, dar văd ulterior. Coboară să meargă să-i întrebe, așa îi spune cel din față, du-te, întreabă-i pe șef unde îl duce. În momentul în care a coborât ăla din stânga, păi ce credeți că n-a zburat și eu de pe-l păuși? N-a apucat să mă prindă. Și am ajuns înaintea lui,
Eu l-am văzut pe Stoleru, pe cel de la circulație, l-am recunoscut. Era pe, pe scările, cam unde este kilometru zero acum, da? Unde era pe scări acolo? El cu Câmpeanu, cu generalul Câmpeanu. Și mă duc și încep să urlu. Când ajung spre ei, la 10, bă, ce ați făcut, m-ați intrat curvește peste noi. V-am zis să nu faceți, să nu dregeți, încep să mă cer cu ei. Și mă duc până lângă ei, pe scări, urc și eu pe scări lângă ei. Aia doi tăceau. Mă uit pe trotuar, Chițac. Chițac cu mâinile la spate. Dă să vină înspre mine. Și zic, du-te mă de aici că eu nu discut cu criminali. Sunt două camere. Nu pot să mint. Una poate să fie dintr-o gașcă și alta din altă gașcă. Ale mele nu era. Deci nu am de ce să vă mint, pentru că acele două camere au filmat ce vă spune omul. Și nu știu când vor apărea și nu vreau să mint. Era ora? Nu știu cât era. 4, 4, 5, 5 fără 10, 5 și 10. Habar n-am cât era, nu știu cât era. Era cald. Culmea, nu reacționează chestia. Își pune mâinile la spate, deci și-a luat mâna la spate și a venit cumva înspreniți de mână. Nu reacționează. Și îmi dau seama în momentul acela, intuiția mea spune, bă, ăsta și-a dat seama ce a intrat. Drept dovadă că peste ani Chițac vine și ne pune planul la dispoziție. Chițac putea să nu scoată planul ăla niciodată. Nu l-avea nimeni decât el. Drept dovadă că intuiția mea în momentul acela a funcționat perfect. După ani de zile, Chițac vine și pune planul de evacuare a pieții, scris de el, neaprobat să fie făcut oficial cumva, da? Adică transcris de o mașină de... Lasă-l așa, îi spune Roman, că e mai bine, dacă l-află ăștia ce? Adică dacă cumva noi intram peste ei și îl găseam, scris oficial, erau criminali. Și dacă l-am găsit scris de mână al lui Chițac, nu sunt criminali? Uite că l-am găsit scris de mână. N-a dispărut. Chițac l-a pus la dispoziția parchetului. Și a mai dat și declarații cum l-a scris, din ordinul cui l-a scris. Nimeni n-a negat. Ion Iliescu nu neagă. Nu zice că nu e așa. Nu vi se pare interesant? Comportarea lui Chițac din dimineața aia. Repet, eu am zis, băi, ăsta știe ceva, ăsta e regretă ceva. Deci l-am simțit în momentul ăla că omul ăsta e derutat, a făcut o prostie. Așa am crezut, mă înțelegeți? După ani de zile, când am auzit că a venit Chițac la parchet și a adus asta, am zis, băi, ce v-am spus eu? Atunci l-am simțit în dimineața aia. Că zdreanța asta de Chițac, că nu pot să-i zic mai bine, da? Că până la urmă a fost o zdreanță ca și ei. El a făcut planul. El n-a refuzat să facă planul. Dar poate că în momentul în care și-a dat seama ce măcel au făcut ăștia în dimineața aia, și în ce au căzut, poate că a avut o clătinare, așa, de, hai să zic, de comportament la momentul ăla. Drept dovadă că îl demit. Vedeți cum funcționează câteodată logica simplă? E simplu, eu n-am alte informații, eu doar ce văd, da? Și în funcție de asta îmi dau seama și aștept 18 ani ca să-l aud, că să aud că a adus Chițea plan. Înțelegeți? 18 ani. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră imediat după? Îi zice, nu mai știu care dintre ei, Câmpeanu sau Stoleru, nu mai știu care, dar cred că Câmpeanu a dat ordine, i-a zis, ia-l și du-l la poliția de acolo. Și-au suportat, i-am făcut ca pe dracu, am tras pe ei, bă, frate, nimic. Ia-l și du-l la poliția de acolo. Nu la poliția de acolo. Mi-am dat seama că n-are rost să mă opun. Eu am văzut, deja aia sânsese corturi, erau aproape terminate, rupte, grămadă, așa, lumea luată. Îți dai seama când venea să mănânc din ei, da? Eu știu că asta fac de 20 de ani. Tot asta încearcă să facă, dar nu se poate dovedi, că n-au cum să dovedesc, că eu n-am nicio treabă cu nimeni. Tocmai de asta e important ce spuneți. În momentul în care, după ce ați ajuns la Poliția Capitalei, ce s-a întâmplat? Deci era, nu știu, 5 și ceva. Când am ajuns, era o forfotă acolo și o agitație și o nebunie de plutonierime, de ofițerime, de dracu să ia ce erau acolo, că erau... Zice că e ocupată poliția de ei. Adică, probabil că îi chemase pe toți de acasă, la ora aia. M-au băgat într-un birou. Care era, nu erau vreo 20, cred că, în birou. Și l-au văd pe unul din partea alaltă, că erau... Imaginați, intri într-un birou plin, vezi? Birou destul de mare. Și văd pe unul din capătul ăla care zice, scoate-mă afară pe ăla de aici! Mă, nu știam eu dacă e vorba de mie sau de cine, dar...
văzând că se uită și că văd o mână pe sus, că vedeam pe ăla în picioare și cu o mână pe sus, scoate-l mai afară pe ăla, m-au zis, m-a scos pohon. Probabil să n-aud și vorbesc și planul fac, ce dracu să iei, eu știu, noi fi nimerit, nu m-o fi nimerit unde trebuia să mă ducă, nu știu ce a fost în gheaua, ăla m-o fi dus la șeful, nu știu, habar n-am, nu pot să spun că era numele Cutare, că era colonelul Cutare sau nimic. Am ieșit pe urmă, am prins o țigară. Asta cred că preț de vreo 20 de minute pe urmă. Treceau, veneau, era o forfotă, o demență era. Vino cu ace. Bărnică n-a rămas eu singur acolo, aveam eu 2-3 pe lângă mine. M-au băgat iar în Dacie și m-au dus la Banu Manta. Nu știu, nu, m-au băgat pe străduțele alea, nu mai știam unde sunt. Și m-au băgat într-o cercă de poliție. Abia când am plecat am realizat unde m-au dat. M-au băgat într-o cameră cu 2 inși, m-au pus la o masă, m-au... Stai acolo. Aia doi în partea alaltă și am stat. Până la 7 a apărut o secretară. Bună dimineața. O cafea? Nu. Avea dracu curea să dea ceva de la ei, nu? E mânat. Un ceai? Ui, la ea părea pașnică că vine așa. Zic, da, doamne, zic. Dați-mi așa. Nu sunt ce. Le-a dus și eu lor la cafea, ce le-a zis. A venit, l-a pus pe masă, când l-a pus pe masă, însă mă rugăminte, gustea și dumneavoastră din el puțin la fel. Aoleu, i-am deranjat pe tovarășii ăia doi, mâncarea și pipota, dacă îi prind vreodată, le dau două palme la ea. Doi obraznici, două jigori de milițieni. Cu bă, nu ți-e rușine, băi, am început să mă rog. Ai tupeu? Ce, o pui tu pe secretară să bea? Aia pașnică în continuare. Doamne, zic, dacă vreți, gustați, dacă nu luați. Aveau YouTube-ul, dar nici eu nu eram decedent. Eram în luptă. Deci eu mă consideram în luptă cu ei, nu mă consideram în dialog. Să ne înțelegem. Ca să poate așa înțelegeți starea mai bine. A gustat femeia din ceașcă, am văzut că gustă plancul. Bă, la... În orice caz a apărut, pe la 10, știu că pe la, în jur de 10, după cum apreciez, că nu aveam ceas la mine, nu mai știu cum era, că în orice caz nu mai am noțiune, decât așa apreciez, că s-a pus pe ploaie. Vedeam pe geam că plouă. Aia nu plecau, eu, pe mie nu-mi dădeau drumul, stăteam acolo, deci asta era atmosfera. Și unul dintre ei a ieșit și când a venit a zis, bă, mie mi-a zis să-l iau, să-l încing, dar bă, eu nu îl iau. Adică cumva a ieșit, vezi, doamne, a zis să mă bată, dar el nu mă bate. Sunt convins că era o chestie psihologică. În jur de amiază a apărut un procuror, care era precum smoala. Negru. Trăsăturile erau de român, dar el era foarte negru. Și a zis, doamne, eu sunt trimis să îți iau o declarație. Da, doamne, niciun fel de problemă, îți iau o declarație. Întrebări. Și a început. Unde lucrez, cum aia, ce aia, numai de servici. Eu mi-am dat seama imediat unde bați. Zic, gata, așa e clară treaba, fotbal, chestii, corupție, bani, zic, aici e problema. Scrie, n-am luat niciun salar din decembrie, n-am, e declarația. A apărut oficial, după aia în proces, declarația aceasta luată din trei. Am atâția bani de luat de la club, am putare, eu nu lasem niciun ban. Nu făcusem de conturile din perioada respectivă. Eu n-am mai plecat din București. Deci m-am dus în ianuarie, era mare eroa Revoluției și simpatizat de toată lumea că-s revoluționar și cum mă văd la televizor anti-Iliescu, nu mai sunt bun. Sunt un nenorocit care ce am eu cu domnul Iliescu. Același fenomen mi se întâmplă la serviciu, același fenomen mi se întâmplă acasă la țară. Mă chemase mama acasă. Vino să te văd dacă ești întreg. La ce am văzut la televizor, a zis că nu mai... Îi zic eu că sunt întreg, dacă nu sunt întreg. Și m-au stat acasă, mă vadă măicuța mea că sunt întreg. Păi frate, imediat, o lună de zile, eram bine văzut. După care nu mai eram bine văzut. Păi ce am eu cu domnul Iliescu? În fine, asta e. A fost presiune și este presiune și unii zic și azi, da? Ce are Mărieși cu domnul Iliescu? N-am, pe dracu să-l ia. Am cu acești oameni morți,
da? Cu urmașii lor care trec cu pragul ușii astea, da? Cu femeile care vin și nici astăzi, după 20 de ani, unele nici nu știu dacă sunt bărbații lor îngropați în cimitir sau nu, da? Decât despre adevăr, abia acum mai află și ei de prin dosare câte ce. Unde a murit, cum a murit, cine a tras, ce unitate a fost acolo dezlocată sau ce diversiune, în ce diversiune a căzut copilul, soțul sau mama sau frate. Ce s-a întâmplat? Cât ați stat la... Îmi dă, dau declarația și zic, domnule, dar puteți verifica tot ce am zis. Da, domnule, asta faci. Mergem acum și verificăm. Cred că era 3. Păi la 5 au venit și mi-a zis, domnule Măriș, tot ce ați declarat e real. Am aflat ulterior, la telefon la președintele clubului, la directorul FAB, și ce să zic, că nu furasem nimic, nu lasem nimic, dar din contră mi-erau datorii mie cu o sume foarte mari. Le am și acum acasă, că nu le-am de contat nici azi. Pentru că n-am mai ajuns acolo, mi-au desfăcut contractul de muncă înainte să mă aresteze cu 2 sau 3 zile. Da? Cine? Frontul Salvării Naționale din acea întreprindere. Presiuni pe director și pe inginerul șef care era președintele clubului de fotbal, ne-au făcut contract de muncă, iar când am ieșit din pușcărie, acei bani destul de mulți care aveam de luat, nu mai reprezentau decât vreo 2 roți de la o mașină, nu o mașină întreagă. Pentru că s-a devalorizat. De cum știm, 90, una era dolarul în martie sau în ianuarie și alta era în octombrie. Acolo am lăsat, am actele că trebuia să iau. Fondul de la CRE-ul era achitat, aveam un fond destul de mare la CRE, de 13.000 de lei. Era foarte mare, mai mult de 10 n-avea rost să ai, că nu-ți dădea decât de 3 ori. Asta era suma, 30.000. Eu aveam 13.000 la fond, 6 salarii, vreo 40 ceva de mii cumpărat echipament în primăvara aia. Diverse taxe plătite, de transfer, de nu știu ce. Repet, n-am avut, nu e nici o rea intenție, nici din partea lor că nu mi-au dat banii, nici altceva, decât faptul că eu n-am ajuns să îi iau, iar când am ieșit din pușcărie, pur și simplu nu mi-a fost prea scârb de tot ce am auzit, pentru că și acolo m-au trădat unii. Sau am considerat că s-au opus prea puțin. Mm-hmm. Și atunci am zis, mi-e scârbă, bă, dracu, acolo e și acum cartea de muncă după 20 de ani. Deci eu de 20 de ani n-am luat nimic de la statul. Absolut nimic. Nici certificat de revoluționar, nici salarii, nici mie nu mi-a dat nimic statul rom. Punct. Dacă cineva mă găsește pe un stat de plată de 20 de ani, să vină să-mi spun. Cu excepție la asociație, că mi-a făcut colegii o indemnizație pe care nu prea o iau, că nu sunt bani. Dar e bine că mi-am plătit chestiile astea de sănătate în ultimul timp. Abia acum am realizat ce am semnat. E chestie nouă de vreun an și ceva. Și mi-am dat seama când am cu greva foamei și cu câteva zile de spitalizare, și bă, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap că am plătit de sănătate. Deci a naibii de bine mi-a prins. Că n-am vrut, m-am încăpățânat, dar au insistat câțiva dintre, bă, dar ești nebun, măcar asta, măcar plătește-ți naibii, sănătatea și asta, că nu se știe niciodată ce ești bun. Bine. Și într-adevăr, în toamnă, când am fost prima dată internat și asta, mi-a cerut hârtie. Eu nici nu știam să vă spun sincer, am întrebat după contabil, doamna contabilă, plătim asta? Și da, nu, cum să nu, vă dau hârtie. Și am zis, uite ce bine îmi prinde măcar chestia. Foarte neglijent am fost în ceea ce mă privește și sunt și rămân. Unii zic de pensie și de alte chestii. Nu mă interesează. Ori eu, ori ei. Și când spun eu, ori ei, sigur dacă rămân eu, nu mai întrebă nici pensie, nici salariu, nici primă, că rămân cu suficient obraz ca să mănânc o bucată de slănină și o bucată de brânză la mine acasă, că am unde și am cu ce și am ce-mi trebuie la țară, nu-mi trebuie nimic. Așa? Și am zis, băi, nu vreau să mă o să-mi cumpăr o aici, să mă lăsați în pace, dar să știu că plec de aici cu obrazul spălat, că prea îmi las murdării voi de vreo 20 de ani. Toate zdrențele astea, politruce de la secretăraș de UTC și până la secretăraș de partid. Da? De UTC. Îl vizez eu pe unul, că de UTC. Și alți secretari de partid care au ajuns președinții României. Că-s vreo 2. Și zic că au deschis și balcoane unii dintre ei. Păi 2 balcoane false și acum vă dau cea mai adreacu chestie care nu știu dacă ați gândit-o. 2 balcoane, unul la Revoluție, CCU, 2 la piața universității, balconul universității, da? 2 balcoane false, cu lideri falși și cu evenimente trucate. Cumva nu am dreptate? Cumva în 22 decembrie n-a fost trucat tot ce a fost în balconul Comitetului Central?
odată cu venirea lui Iliescu și cu tot scenariul teroriștilor? Aici e lămurită treaba, nu cred că mai aveți niciun dubiu. O lămurim și cu Piața Universității, cât de curând. Dacă nu e lămurită, vine dosarul și o lămurim. De aia să tem unii de Mărieși. Că Mărieși nu tace. Și Mărieși probează, pentru că, din fericire pentru noi, s-au adunat în cei 2 ani și jumătate cât omul ăsta a lucrat pe dosare cu acea echipă, și mă refer la voi, s-au adunat niște probe. Cu voia lui sau fără voia lui. S-a lucrat și lucrându-se, oamenii au venit și au spus. Pentru că degeaba vroia Voina să adune probe dacă nu se duceau ai mei să depună mărturii. Corect? Nu putea aduna Voina niciodată, nicio probă. Asta e marea disperare a lor, că au vorbit și cei care n-au vorbit. Nu că îl audia pe Iliescu, că de la Iliescu Voina n-a aflat nimic. Nici de la Stănculescu, nici de la... A aflat de la Chița. Și mă întorc și vă spun, a funcționat bine intuiția mea în 13 dimineața, vis-a-vis de Chița. Mai povestindu-le scena asta și la alții, și am zis, vedeți, mă, totuși, nenorocitul ăsta, uite, după 18 ani a venit și a pus pe masă planul. Nu l-a rupt. Nu era el de vină pentru 13, că dacă era el de vină, era primit un ordin. Băi, fă planul de evacuare. Dar nu a fost ideea lui și a zis, băi, eu îl fac. Dar de ce să fiu eu responsabil pentru el? Ia să-l am eu aici și să... Când... Și a scris. Mi-a zis Petre Roman să nu-l transcriem și să-l punem oficial și să-l putare și să-l putare. Hai să zică Petre Roman, că nu e așa. Nu am nimic să-l apăr pe Chița, că aș fi ultimul om care l-aș... După ce am scandat 50 de zile radiții în cap pe Chița, nu? Era o lozincă. Da. Chița, Chița, să fie ras în cap, da? Nu-l absorbe cu nimic de vină pe Chița pentru intervenția din 13 dimineața. Dar probabil că nu-i aparține lui Chița dat-o focului la mașină. Cui îi aparține? Lui Iliescu, că el a dat ordin. El a chemat armata în stradă. El a dat ordin la armată. Păi șeful de star major îi cunoaște. N-am vrut să execut ordinele lui Iliescu. Și acel șef de star major nu-i nimeni altcineva decât caghebistul Ionel Vasile îl cheamă? Ionel? Vasile Ionel. Nu greșesc. Ionel Vasile sau Vasile Ionel, așa cum știe lumea. Da? Caghebist, clar. Deci nu discută. Și nici ăla nu i-a ascultat ordinul 13. Stănculescu era în Germania, ministrul apărării. Și Iliescu personal dă ordin la unități. Și generalul respectiv care primește ordinul scrie, pentru că și-o furase odată la Revoluție cu Iliescu, scoate armata în stradă. Și acum scriu, la orele cutare ne cere atâția soldați. La orele cutare, personal domnul Iliescu de ordine și să scoatem atâtea tancuri. Sau tancuri, sau ce dracu o scoate. Sunt declarațiile, le scoatem în corp. Oficial, până acum le-am, știam de ele. Și atunci ce discutăm? Cine a dat ordin armatei să iasă în stradă? Peste orice regulament, lege sau constituantă, că nu mai aveam Constituție, dar era o așa zis constituantă la timpul respectiv. Cine avea dreptul să scoată din nou după 6 luni de zile armata în stradă împotriva propriului popor, armata? Și de ce nu securitatea, miliția, alte forțe? De ce armata? De ce credeți că armata? Păi nu mai avea la cine... să apeleze, că aceștia din miliție erau uzi, aia din securitate erau și uzi și udați, da? Că vorba aia să-i zici securistul, teroristul, nu i-am zis eu, tot Iliescu i-a zis. Securiștii, teroriștii au acționat și au creat diversiunea din decembrie. Păi uite că n-au creat-o securiștii, teroriști, a creat-o el și cu gașca lui de comuniști. Nici KGB-ul n-a creat-o, că uite, vine Gorbaciov și spune că n-am creat noi și nu ți-am dat noi ordin să-l omor pe Ceaușescu ca pe un câine. Opa! A venit șeful lui de la Moscova, Gorbaciov, și a zis, nu noi! Stătea Emil Constantinescu și erau siderați amândoi, că sunt lângă marele lider european, mondial și interplanetar, Mihail Gorbaciov. Spuneți-ne... Cât ați stat dumneavoastră după ora 5 în circa de poliție? La ora 6, deci după 5, a venit, mi-a spus ce mi-a spus și mi-a zis, măi, din punctul meu de vedere, ești liber. M-am uitat așa că nu venea să cred.
Deci nimic de piață, rețineți. Omul ăla nu m-a închetat pentru piața universității. L-a chemat pe comandant și a zis, dom'le, dacă din punctul nostru e liber și din punctul nostru poate să plece. M-am uitat așa, bă, poți să plec, da. M-am ridicat, îți dai seama, m-am ridicat ca arcul de pe scaun. Hai, să ies de aici, că nu știam ce-i cu ai mei, eu abar n-am, că ard autobuzele, că i-au omorât în piață, că s-au bătut cu ei ziua, mă. Abar n-am. N-avea nicio informație. Am ieșit, m-am uitat derutat la ușă, că a coborât comandantul ăla cu mine. A coborât cu mine până la ușă. Și m-a și întrebat, zice, mergeți acasă? Mi-a zis, mergeți acasă? Zic, eu știu unde merg, stai să văd unde sunt. Nu știam, pe cuvânt de onoare, e o străduță, aiurea, pe acolo, bă, niște străduțe, circa 4. Și nu știam unde sunt. Și bă, să o iau în dreapta, să o iau în stânga. Zic, unde ies la un taxi? Zice, luați-o în dreapta, în face. Și într-adevăr am ieșit la Banu Manta. Lângă Neculce. Habar n-am unde, în orice caz, am ieșit la Banu Manta. Am văzut că asta, clădirea primăriei și mi-am dat seama unde sunt. Am luat un taxi de acolo și când am ajuns la Romană, văd fumul la piața universității. Mă mir în taxiul, zic la taxiul. Păi ce? Cum, domnule, nu știi el către mine, revoltat așa? De unde să știu, domnule, că eu să îi ținut la o circă de poliție din mea? Ce să mă rog? Și vedeau, dau foc ăștia. M-am oprit la aliniamentul Onești, la trecerea de pietoni, de la... Prietena mea lucra acolo în zonă, zic, mă duc să... Uitasem că a fost de dimineață, că e după masă, nu mai țin aminte. Era chiar așa simplu. Le tratăm ușor, că eu le tratez ușor pe toate, inclusiv greva foamei, inclusiv 21, inclusiv 13 noapte. Asta mi-e fire. Dar nu era chiar așa simplu să prin ce trăie sau prin ce trece în momentul ăla. Cobor în taxi, îi plătesc, nu o să văd dacă era se duc. Într-o unitate văd lumea cam în două culori. Unii mă priveau bine, alții rău. Prea înțelegem, zice, da, bă. Întreb, zice, da, păi și-a fost dimineața, da. Ies și o iau înspre Daniță. Lume pe Caldarâm, oprită circulație. Mă văd, băieții mei au pe brață, a scăpat doctor. Ha, 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 bine, mergem în piață. Mă, ce face, mă, ce face, ce face? Ce se întâmpla în piață în momentul ăla? Nu era nicio, ieșea fum, arsese, rămăsese scheletele. Autobuze. Dar nu era agitație, nu era nicio altercație. Asta în jur de ce oră era? 6? 6, 6 și un picuț. 6 și un sfert, să zic. Și mă ajung în față la universitate și nu mai știu, în orice caz stric la mine, bă, urcați, urcă sau urcați-l pe masa aia, să ne spun, să, ce să vorbească. O masă de asta de flori, de fier, nu era nici dracu, plecase fetele care vindeau flori, nu? M-am urcat pe aia și am întrebat, ce vreți? Și ăștia au început, la televiziune. Bă, vă mai întreb oare, ce vreți? La televiziune. Bine, mă, hai să ne barcăm să mergem la televiziune. 14 dimineața. 13 seara. 13 seara. Pardon. M-am dus înspre, înainte să merg, m-am dus înspre sediu, că aveam sediu vis-a-vis de Poliția Capitală. Deci aveam chiar vis-a-vis de Venus, de fapt, în poliție, de Venus, de... Ca să nu zic de poliție, că pe aia o zice unii că ne-a dat lângă poliție. Vai de cap, poliție, praful și pulberea, căzut tavanele, fără uși, fără... Am băgat niște bani, niște geamuri, ca să avem geamuri măcar, și am dat cu ciobul pe jos, fără glumă, ca să rașchetăm parchetul. Deci cu ciobul, pe cuvântul meu de onoare, am colegi la asociație care sunt aici acum, la 21, și erau la Alianța Poporului la timpul respectiv și acum reproșează că i-am pus să dăm cu ciobul să să facem un pic de igienizare, un pic de curat. Bun. Și eu cu ei, nicio problemă. Și am ajuns până acolo și am văzut lume în curtea poliției acolo, am văzut că arde la etajul 4, n-am înțeles nimic. Și am zis, nu, la băieții care erau cu mine, n-am nici căutat. Tu-i morții, mă, sigur. N-am nici căutat la poliție. Și n-am intrat. Nu m-a tentat, mi-am dat seama, zic, arde la 4, cum dracu arde la 4, să vedeți, e sărat. Zic, arde la 4 și... În curte să ăștia nu erau agitați. Nu pot să spui că era bătaie sau că... Am plecat de acolo. Și am venit înapoi la universitate, ne-am încolonat și am plecat la televiziune. Și am ajuns în jur de 7 la televiziune. 7 și ceva. Am ajuns la Dorobanți și m-am dus la
cabină și am pus mâna pe telefon, i-am cerut telefonul la poartă și am zis să vorbesc și eu cu Răzvan Tudor. Eu mai avut niște dialoguri cu el, dialogul pieții universității. Eu intram în televiziune destul de des. Sigur că erau 200 la poartă care scandau și până la urmă primea și da și conveneam, dăm 3 minute. Ce s-a vorbit aseară? 3 minute. Du-te și zi, de la secunda de la secunda de montaj de la de 2 bani, făcut drepte pe picior și mai dădea din când în când câte ceva. În fine, în timp ce eu așteptam să vină, că mi-a zis că așteptați, îi văd pe cei de pe Dorobanți că sar gardul, unii de pe Dorobanți, că sar gardul. Era gardul ăla de boscheți. Stăteam și mă uitam la ei, că eram cu fața către curte. Îi văd pe, văd cordonul ăla care era pe alee, un cordon de militari, lung, cât e aleea aia. Îi văd că fac dreapta stânga și mă șochează și văd unul care trece pe la spatele lor. De ce vă povestesc acum cu atâta precizie chestia asta? Pentru că o văd acolo pe viu și după aia o văd în timpul procesului, că ne aduce caseta. Cu intrarea în televiziune, a primilor demonstranți în televiziune. Și ne aduce caseta să ne probeze că suntem infractori, că am intrat fără drept într-o instituție publică, da? Și văd secvența asta. Probabil că s-a filmat din televiziune spre stradă și cum am văzut-o eu pe viu, am prins-o și cameră. Și la un moment dat sunt pe curte. Normal că au intrat și ăștia la asta. Și las și eu telefonul ăla, nu mai vine la telefon, las și eu telefonul și intru și eu. Și ajung până la studio 4. Ușe blindată. Strigă unul la interfon, băi, lăsați-l că-i Doru Măriești, lăsați-l, vrem dialog, vrem nu știu ce. Mă trezesc cu o declarație în dosar a inculpat, în care spune Doru Măriești era la și la, ne-a cerut să-i dăm voie să intre sau să ne-am, cumva că l-am solicitat. Nu eu, o făcuse altul. Eu chiar scrisesem o declarație, cum vă spun dumneavoastră chestia asta, așa făcusem, scrisesem o declarație, adică el se bătea cap în cap chestia asta. Eu dacă nu spuneam, puteam fi acuzat că am zis-o eu, dar eu am spus, domnule, unul a apelat la interfon, a zis, băi, lăsați, știi cum sunt, domnule, când apare câte unul care e mai lider, știi, hai să mă pun bine cu el. Da? Uite, Doru, ce am eu pentru tine, i-am cerut să nu știu ce. Cam așa ceva s-a întâmplat. Dar mie, nescăpându-mi mai amănunte, eu am scris în declarație. Cine era tovarășul ăsta care dădea declarație la asta? Un roșian. Parcă ați auzit de el, nu? Toți colonel, roșian sau ce. Ești acum pe televiziune, dar pe acolo mai pe spate, așa. Corneliu Roșianu, nu? Parcă așa se numește. Nu vă spune vouă, nu vă spune dacă cât rău că a făcut și băiețașul ăsta pe acolo. El, Valeriu, Răzvan și mulți alții. Unii se văd, au fost mai vizibili, alții mai puțin vizibili. În fine, la un moment dat am auzit că se trage din capătul holului. Holul e foarte lung acolo la clădirea studio. Ei zic că n-au tras, ei zic că au deschis, au desfăcut niște instinctoare dintre alea de pompieri ca să dea cu spumă de aia după cei care au intrat în televizie. Eu vă spun că au deschis focul. N-am putut dovedi în perioada procesului, n-am putut să dovedesc. Am dovedit multe chestii, dar asta n-am putut să dovedesc cu nicio formă că s-a deschis focul. Eu zic că am urechea destul de bine formată și în momentul în care am auzit focul de armă în celălalt cap, trebuie să ștea ne împușcă. Și am ieșit. Am ieșit în curte. Nu pot să spun că a fost mare dezastru, lumea a intrat. A intrat. Nu avea ce să distrugi acolo. Erau niște boluri goale. Mă rog, pe unul dintre ei erau niște fotoli. Ce a urmat a fost diversiune. Au dat cu apă să-și distrugă casetele, să-și distrugă, să arate că vai de mine. Cui s-a decontat asta? La Măriești. 1.000.000 de euro și 8.000.000 de lei în banii de atunci. Atâta le-am pus în cârcă în proces. Eu am plecat. Deci am intrat, am văzut, m-am dus până în studioul 5. Așa, m-am dus până în studioul 5. Acolo era Itar, tați, ziariști, băieții toți comozi la cafea. Și am zis să moară măsă, ce e? Bă, cum dracu stau ăștia în 5? Atât de relaxați? Afară pe hol, ca la Revoluție. Și am zis, băi, ce e aici, mă?
Erau relaxați, încă o dată vă spun. Eu am intrat în studio 5 din prostie, nu mi-am dat seama unde intru. Am pus pe mâna pe niște clanțe și am intrat și mi s-a zis aici și 5. A, colegul de la TAS, cu tare, dor, uite. Nu e regulă. Am ieșit înapoi în hola mei, după care s-a întâmplat chestia cu poc-pocul, cu împușcăturile, și am zis, băieți, afară. Ce s-a întâmplat după mine, nu știu. Unde ați plecat după aia? Am ieșit în întâlnit cu și 2-3 care am intrat și cu alții care... Eu am întâlnit asta și am zis, băi, haide să tăiem de aici, că e diversiune, nu e regulă, n-am nici pe aici. Și am venit în Dorobați. Am luat-o pe jos, și în Dorobați, mai știu dacă a venit, fratele unul din prietenii și apropiații din conducerea Alianței, care erau doi frați taximetriști. Nu mai știu dacă a venit frasul după noi sau pur și simplu am luat un taxi și ne-am dus tocmai în fundul Colentinei. Și am rămas, am adormit și am rămas până în 16 acolo, cu venirile în piața Universității Zilnice cu ei, cu taxiul. Acum ce însemnau venirile? Îți dai seama că nu rezistam să stau acolo. Locul era formidabil pentru că mi era clar că nebunează. De acasă, s-a dat telefon, vă luăm gâtul, vă facem, vă drăgem, doamna s-a îmbarcat într-un avion, avea o mătușă la Timișoara și una la Iași, s-au în gară, primul tren a fost pe Timișoara, la Timișoara s-a dus. Nu știam unde de altul. În fin. Dumnezeu cu milă. Am venit în 14 dimineața, 10-11, Dumnezeu cu milă. Iar nu mă întrebați ore, că nu mai am noțiunea lor. Nu? Vă scuzați? Și vă redau o scenă. Ajung cu taxiul pe străduța din spatele spitalului Colț. Și ieșim în bulevard. Facem dreapta, venim prin fața Colței și prin fața bisericii și ajungem la stopul de la universitate. Pe banda din dreapta. Plin de mineri, bâte, nenorociri. Când ajungem în față la bisericuță sau la spital, îi spun la fratele lui Titi Domogarul, chema pe care era, că el era și în conducerea Alianței, îi spun lui frasul, zic, bă, fă stâng. Și Domnul, dacă facem stânga, acum ne lichidează. Că realizează că ne ascundem. Că... Era plin de miliție, de jandarmi. Și el se duce în dreapta, inspirat. Și ajungem lângă la un metru de semafor. Minerul cu băta în mână lângă semafor. Îmi bag mâna în nas, trag aia de la mașină să nu mă vadă și stau așa, cu mâna așa, mă fac. Ăla lângă mine, la 1,5 metri, înțelegeți ce vă spun? 2 metri, că de-alea distanță. Nu s-au sesizat, nu și-au dat seama. Am aflat după aia că umblau cu pozele în buzunar, că aveau poze, inclusiv de ale mele, în buzunar, pentru recunoaștere. Facem dreapta și ne ducem prin față pe la Peneție, înspre... pe Carol, nu? Sau cum îi spune? Da. Imediat după ce trecem de Peneție, un puști, 18-20 de ani, a alergat de vreo 4 mineri. Nu știu dacă a ieșit de la Peneție sau de unde a ieșit, habar n-am, dar alergau, aia erau după el la, să zic, 5-6 metri primul, 8-10 al doilea, nu erau... Erau într-o alergare la distanțe de 5, 6, 4, 3 metri, eu știu cât era. Mergem paralel cu mașina, să zic, în alergarea lor cu ei și la un moment dat, primul care era după el, să zicem că avea vreo 3 metri, 4 metri distanță. Bă, ajunge asta, e oprește. Calcul puțin, a călcat-o, am dat puțin mai în fața lui, că ei o țineau pe lor, ei alergau pe trudă. Și am oprit, m-am dus, i-am dat una lor la jos, am sărit în mașină și am plecat. Puștiul s-a dus, Dumnezeu cu mine. Aia alții erau mai în spate, la 4-5 metri, n-au apucat să mergă. I-am pus piedică, i-am dat una, acolo l-am lăsat. Am voie, nu? La câte au făcut minerii în București, am voie să dau și una. M-am răcorit. L-am și luat ca din... nu s-a așteptat. I-am coborât din mașină și m-am răpezit în el. S-a dus dracul. Pe burtă s-a dus. Bun. Asta... numai o secvență din... deci să stai la stop,
Mamă, dacă l-a realizat că sunt în mașină, cu bătea în mână, dacă îmi vezi ce făcea din taxiul ăla, nu știu dacă... Probabil că forțeam, probabil că scăpam. Dacă ai idee, mașina aș lua vreo două bătea aia cu certitudine, dacă erau de disperat. Și repetam ieșirile astea, încercam pe la teatru pe ăsta, cât puteam să cu ne mașina mergeați mereu, cu mașina, mai coboram din mașină, mai o puneam în spate la teatru și încercam să venim pe lângă teatru. Dar n-aveai tu pe o să vii în față, să ieși până acasă. Mai vorbeai cu unul, cu altul, care mai... Nici nu știi cu cine vorbeai, pentru că... Stai seama că eu cred că doar cam de ei lor aveau curajul să fie civil, să... Dar nu te cunoșteau toți și mai ales ăștia care erau trimiși acolo. Unii dintre ei, spun eu, că au fost reactivați atunci. Deci nu ne cunoșteau ei până, că nu fusese ei pe piață. Ca să înțelegeți ca tehnică. Și atunci mai cumpărai de la te dădeai și tu, dom'le, ce a fost, ce dom'le, să vezi, că e putare, și ce mai luai câte ceva. Ce s-a întâmplat după 15? 15, 16, 17, ieșeam. La 8 pe 17 seara, că îi cheamă la dialog. Pe cine cheamă la dialog? Asociații. Președinții de asociații, liderii de asociații. N-am mă curaj. Să nu încredere, nu știu să nu. Și cine îi chema exact? Viorel Ursu, că era nou ministru de intern. Pe 18 mă comunică. Păi, dorui, bine să mergem. Hai să mergem, hai să mergem. Bine, mă, să mă duc acasă, mă spăs. Mă spăs să mă schimb, că nu mă duc murdar pe mine. O să acasă. Nimeni acasă. Am făcut un duș, m-am schimbat. Și am venit la ora 5, aveam stabilit întâlnire la Viorel Ursu. Nu singur. Alți din conducere Alianței Poporului, pentru că mi-au transmis că toți au fost ceilalți. Toți au fost. Mă văriești la mine. Și cu Alianța Poporului. Și ajungem la ușă, la cabine. Când ajungem la ușă, Suceavă, Cico, Câmpeanu, toată pleata de general pe acolo. Nu am înțeles. Iese ursul în capul ușii, deschide ușa și zice, domnul Moriș, îmi pare rău, m-a chemat domnul prim-ministru Petre Roman și nu mai pot să rămân la asta. Să stați de vorbă cu domnul general. Eu n-am înțeles nimic, eu nu văd să-mi pot în viața mea, aveam, habar n-aveam cine e ursul. Dar așa o merită și asta, i-am spus eu, vreo câteva ori și suntem în relații foarte bune. Știe el cât a fost de porc. Încearcă el acum să o treacă, dar a fost absolut ordinar. Cel puțin pe mine, el m-a chemat și el m-a făcut. El m-a dat în mâna lor ca să mă arestezi. Acum poate că îi pare rău de treaba lui. Asta e realitatea. Și v-au arestat acolo? Hai să vedem. Bineînțeles că ăștia erau binevoitori și se băgau în seamă. Bă, discuții, 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 să faci 7, să faci 8, să faci de vreo. Ce vă întrebau? Ce discutați? Păi eu știu ce dracu discutam. Discutam de piață, de ce dracu discutam. La un moment dat era și perioada aia cu campionatul mondial, cu meciuri, cu nu știu ce. Haideți, domnilor, ei tot insistau să mergem stăm de vorbă într-un birou, să mergem la ei. Să... La un moment dat ăștia ai mei, bă, Doru, du-te tu. Mergem și noi să vedem meciul, să nu știu. Dar de ce mă nu duc singur? Haideți voi, domnilor, nu mă lasă, du-te tu. Să practică și asta treaba. Să practică, e bine, lasă-mă, du-te tu. Se lașitatea oamenilor. Și bineînțeles că până la urmă înduplecat și rugat și... Bă, dar stai mă, sunteți nebuni, mă dă singur. Nu, nu, du-te tu, lasă, că mergeți să vedem meciul. Era campionat mondial. Înțelegea pe undeva, deși eu eram mai microbist ca ei, nu? Că eu mai dădeam și cu piciorul minge și parcă vrea și eu să văd meci. Și așa mă fac, mă păcălesc și mă duc. Eu habar n-aveam ce... Bloc e ăla, lângă, acolo se scoteau dinții, spuneau pe vremuri. Lângă poliția capitală era o direcție de nu știu dracu, așa să nu știu ce dracu. Cu Cicoru, șef, cu nu știu ce. Au vreo discuții de piață, de dracu, de nu știu ce. Eu tot am auzit că dau telefoane și zice, alo, domn doctor, domnul, sigur, domnul doctor, cu tare. Începus un meci. Vă zic să moară, mă, să așa mai este. A realizat. Deci din telefoanele astea, așa, foarte elegante. Da, sigur, domnul, da, sigur, vom vedea, da, vom face, vă zic să nu mai am să vă de mine vorbesc.
Nu eram chiar tâmpit. Zic, hai să verific la pauză. Și cum se termină repriza? Fac așa, gospodar, nu îmi pare rău, dar nu mai stau, e târziu. S-a făcut 10 jumate, 11, s-a făcut, nu mai stau. Se ridică și el la fel. Opa, e aranjată. El cine? Și Codul Mitrescu. Mai erau dracu să ia, că noi îi cunoșteam eu pe toți generalii după asta. Pe asta am căzusem față, că venise în piață, Stolerul venise în piață, că era cu circulația și tot venea să descongestioneze, să-i lăsăm să circule. Îl cunoscusem la chestia cu cutremurul, altă nebunie când a fost cutremur. Doamne ferește, dacă murea un singur om în ziua aia, mie mi-l puneam în vârf, că n-a ajuns salvare, nu? A fost psihologic, a fost poate cea mai alt dracu zi. N-am cedat nici atunci. Nu știu, am stat, m-am gândit și am zis, ia stai, mă, ce-o fi, o fi mai importantă asta decât cu tremur de 5,9. Și l-am trăit, am văzut interul cum face așa. Stăteam pe gură de canal cu piciorul și mă gândeam. Așa m-a prins momentul cu tremur. Și odată văd interul că începe să se plătească. Am pus mâna pe porta voce, veniți încoace, de pe cald, pe caldarâm, nu știu ce. A fost un picuț de deranj, deci s-a simțit destul de bine. După care au început. Salvări, poliție, Dumnezeu. Bașca presiunea lor, pentru că au zis, acum e momentul să-i aruncă la mână. Da. Și am zis, hai să mai stau, să văd și repriza a doua, că doar nu fi făcut. S-a terminat și repriza a doua și bineînțeles că era clar că plec. I-am zis la mișto, zic, domnule, dă-mă un băiat de pe aici de asta, că zic, o fi mai rămas dracu, Dominet, pe-n București. Nu? Și când am ieșit de la... De pe Beldiman, nu? Beldiman e cum dracu zice? Așa? Am văzut eu că e lumina stinsă, dar mi-am dat seama atunci, ce vreți, mi-am dat seama, nu eram chiar atât de... Mă mai duceam minte la niște chestii, dar nu la mega scenarii, că au oprit lumina în piață. Am venit pe-n față, pe la Delta, ce era? Era deci, o pescărie unde acum... Vis-a-vis de Romata copiilor. Așa. Era o pescărie unde acum pizzărie. Ce? Da. Așa, pe la Havana, pe-n față. Și ne-am oprit la statuie acolo, că să vină un taxi. Da. Nu am văzut că nu trece nicio mașină, am văzut că e întuneric bez, dar nu m-am gândit, vă spun ce zic. Și normal că mă uitam și am văzut pe aia doi ieșind din metro. Era singura lumină, știi cum era aprinsă lumina în metro? Aia bătea... doi fiind? Doi. Aia m-au luat. Uh-huh. Au ieșit din metro frumos, au venit pe trotuar, m-am uitat după ei, că vină spre noi. Și când au ajuns spre noi, stai așa, buletinul. Tu vii cu noi, tu ești liber. Era un civil? Era un civil, da. M-au dus cu ei, dar știi cum m-au dus? Vreo 15 metri, până la coada calului, că acolo era trasă Dacia, precum în 13 dimineața. Și atunci am realizat eu, băi, scenariul era făcut. Pentru că n-am văzut nicio mașină venind alea 10 minute sau 5 minute cât am stat eu acolo. Vedeam, auzeam o mașină sau vedeam farurile acelei mașini oprind acolo. M-ați înțeles? Abia atunci am realizat că era scenariul din aici, au greșit. Dar de ce credeți că nu v-au arestat direct atunci? Ca să nu... Păi, dar Cico nu avea niciun interes ca să mă aresteze de la el din birou. Nu avea niciun interes. Mai ales că știam, mă știa, da? Și... Bagabotul a făcut-o ca să nu fie cu mâna lui, nu? Îl scuipasem în piață, ce să vă spun? Îl scuipasem în ziua în care ne-a făcut... În ziua în care a fost cu Golani? În ziua aia, da. Nu, cu o zi înainte. Uite, nu mai știu exact, dar mi se pare că pe 23 s-a întâmplat asta, că ne-am scuipat. L-a trimis Ilescu din Parlament, eu am aflat după aia. A venit în piață și... Nu, pe 23. 23 a fost o zi iar formidabilă. Și nu era niciun lider a pieții pe acolo, să mă rămăsă dacă era. Pădincă luase cu niște pateuri dimineața pe la Boschesc pe acolo și îl băgase într-o mașină și îl dusese la Poliția Capitală și nu era niciun lider. Niciun lider nu era. Și am zis, bă, cum să-i sparg eu pe ăștia? Deci am venit, poliția era ocupase, deci era de la Inter și până la metro, la Universitate, pe partea aia, unul lângă unul. Deci, om lângă unul. Pe partea asta la până de la Pescaru și până la metro, om lângă unul. Ai noștri pe scări, pe trotuar, spre teatru, ai noștri la arhitectură, la fântână, da? Bă, ce să fac, cum să-i sparg eu pe ăștia? Am luat de la arhitectură vreo 4, 5, 6 băieți și le-am zis, veniți după mine. Cam în dreptul balconului m-am dus, l-am împlăcit pe unul.
Am trecut printre ei și ne-am dus la Troiță. La Troiță, la crucile. Mm-hmm. Nu erau crucile de piatră, era o cruce. Și apare Cico. Asta era pe 23... 23 aprilie. Mm-hmm. Băi, băieți, măi, nu știu ce, măi. La un moment dat l-am prins așa de om de mână, că era lângă mine și i-a zis, lasă-mă, mă, dreacule, ești pleacă de aici, l-am prins așa, pleacă, dreacule. Și în momentul ăla a avut proasta inspirație să facă așa, să facă, să reacționeze sfidător, să zic așa. I-am tras o flegmă între ochi, scurt și la obiect. Credeți că mi-e rușine? Nu. El între să se gloanțe. Sau ai lui între să se gloanțe între ei noștri. Nu mă niresc pe mine, dar mi-a iese pe alții lângă ei. Credeți că mi-e rușine să vă spun că i-am tras o flegmă? Nu. Adică înțelegeți momentele. Nu le luați a la GDS, elegante. Ne așezăm la masă și discutăm despre ce a fost. Noi le-am făcut. E o diferență. Nu discutăm despre ce a fost. Noi le-am trăit și le-am făcut. Era luptă. Și a plecat. Dar a fost și un moment psihologic pentru că m-am uitat la ai lui și am văzut că nimeni nu reacționează să vină să-l apere. Și asta mie mi-a curaj. Am zis, opa. Pentru că în momentul 2 m-am uitat să văd cum se repede aia 5, 6, 10, care să vină să ne mănânce. Era logic. Și am zis că nu se întâmplă treaba asta. Și am zis, ia stai mă că vă fac. Și am făcut. Am traversat în partea alaltă, deci nu i-am rupt aici. Am dat seama că aici e forța mai mare. Am traversat pe partea alaltă. În momentul în care ei au văzut că noi vrem să ieșim de pe Caldarâm, pentru că se circula. El a dat dreapta ca să ne lase să ieșim. În momentul ăla l-am prins. Și l-am bruscat, l-am împins în piept și ăla a dat în altul, a dat în altul și s-au dislocat. Toți cei care erau pe scări aici și pe trotuar au avut impresia că ăia dau în noi, nu noi în ei. Și au sărit în ajutor. Eu am început să țip și am zis, hai bă, să-i luăm să ăsta. Și am dus până la Inter, da? La metrou, da? Și am scăpat de o jumătate de pe partea aia. Am venit și am luat și pe ăștia și am dus până la Uiduiel. Bun. După care am început să traversăm. Că n-am văzut de aia de vizalie la fântână, că erau mult mai mulți. Că noi traversăm, am început să agite. I-am rupt, pac, dreapta, stânga, am făcut aceeași măturătoare. 52 de zile, n-am mai plecat nimeni din piață. Spuneți-ne ce s-a întâmplat. Deci ați înțeles cum s-a ocupat pe 23 piața? Aia n-a mai fost planificată. De ce? Pentru că imediat a apărut Dincă, eliberat. Aici trebuie să stau bine să mă gândesc, să nu vă mint, dacă e 23 sau 24, tot ce v-am găsit, dacă e 23 sau 24. Nu mi-e clar, mă înțelegeți ce vă spun? Deci nu mi-e clar dacă e 23 sau 24. Cred că totuși e 24. Dar în orice caz, în 23, deci vine Dincă eliberat și îl întrebă, îl chem, îl iau și undeva sub balcon, așa, îl trag și zic, ce ți-au zis așa, să mă duc acasă. Du-te tu acasă, că rămâne. L-am înțeles. Eu știu cum l-a luat, știu ce s-a întâmplat. Fie Dumnezeu l-a dat, sunt lucruri care e bine să dai într-un om sau să nu dai într-un om. Câteodată nu-i de vină pentru anumite scene sau pentru anumite secvențe din viața lui sau momente din viața lui sau acțiuni din viața lui. Dar a fost un scenariu din aia cu luatul și cu adusul. Da, a ascultat. De-aia și tac. A ascultat și a văzut de treabă. Le-ai tras el, a rămas eu, a ieșit bine. Ce s-a întâmplat după ce ați fost arestat? Păi am intrat în greva foamei. Scurt, de frică, de să ne înțelegem, am intrat în greva foamei, că protestam. Unde v-au dus atunci după ce v-au dus? La Rahova m-au dus atunci. Deci, m-au dus la Poliția Capitalei, aia nu știau nimic, la fel, erau de rută totală. Zic, bă, sunteți sănătoși, am ieșit de acolo, de la General și acum m-au dus aici. Asta care e 16. Nu, 16. 18. 18, 18. 18, deja era 19. Așa mi-au și eliberat, da. Mi-au eliberat mandatul pe 18 și a zis, schimbați-l mă, că e 19. M-au luat după ora 12. Bine, că n-am semnat niciun mandat, n-am semnat niciun rechizitor, n-am semnat niciun... Ce dracu, prelungie, ce mi-a dus și n-a semnat nimic. Am scris 3 declarații, după care am refuzat. Am zis, bă, v-a dat 3 declarații ca 3 picături de apă, eu nu le retractez, nu le
Neg nu lăsa, dar nici nu scriu un rând de impus. Și n-am mai vrut să scriu nimic. Indiferent că mă certa cu ei, era show la Paris. Mă scoteau dimineața la 3 la asta. Eu mă trezeam la Rahova, mă trezeam cu jumătate de oră înainte, de parcă mă trezea Dumnezeu. Și știam că mă scot la anchetă, mă îmbrăcam, mă încălțeam și aștepta să mă ia. Adică era ceva de balamuc, ce să dăm. Cât ați stat acolo? Păi a stat 10 zile, 11 zile, în care, timp în care n-am băut nici apă și avem tensiunea 7:3. Și s-au pe ei de frică, probabil. Până ziua 7-a sau 8-a m-au scos și m-au pus lângă o zi și a zis, ce bă, se interesează ambasada Americii de tine? Poate să fie interesat cineva din ambasadă. Că românii uita să se intereseze de Măriești, că Măriești era securistul. Dar probabil să fie interesat cineva de la ambasadă. Și m-au pus lângă un zid și m-au filmat. Niște ziduri pe care le-am văzut acum, când s-au reluat cercetările în dosarul minerii, adică acolo, în Rahova, acolo avea inițial biroul domnul general Voinea, și m-am uitat pe un geam și am văzut cuștile alea unde scotea la aer și mi-am lăsat aminte de zidurile alea. Acum, după 18 ani, după 16 ani, Dumnezeu cu mila, când ne-am văzut. Și asta se întâmplă acum vreo 4 ani de zile. 4 ani. Și totul trece foarte repede. Parcă ieri se lucra în dosar și uite că sunt 2 ani jumătate de că nu se mai lucrează nimic în dosar. E bine că recuperăm tot ce. Tot am făcut ceva. Și după cele 10 zile? Și după aceea m-au dus pe Jilava. M-au dus pe Jilava cu Marea Mănescu și cu Paul Niculescu Mizil. În aceeași mașină. Eu în cătușe, ei la cravată. Ce cât ați stat? 4 luni jumate. Sub ce acuzație? Dar cred că jumătate de cod de procedură mi-a pus ilă. Parcă unii au ieșit pe vară și n-au mai venit și proces. Ha? Nu vă întrebați așa puțin? Parcă unii au ieșit prin vară și nu au avut nici proces. Interesant, nu? Am mai stat vreo 2 ani și m-am judecat. Și repet, îmi pusese în cărcă 1 milion de euro și 1 milioane de lei în banii de atunci. Banii dracului erau. Neam de neamul meu nu i-a avut și nu i-a venit să plătească de bani. Și după 4 luni jumate v-au eliberat? Instanța. Dar instanța nu că a dat ordin cineva. Instanța pentru că a început să audieze martorii, procesul a început în 24 septembrie. Deci din septembrie și până în 30 noiembrie, când ne-a dat drumul, 30 octombrie, când ne-a dat drumul. Era o lună și o săptămână. Într-o lună și o săptămână, noi avusesem trei termene pe săptămână. Asta înseamnă 12-15 termene. Din 2 zile, luni, miercuri și sâmbătă și vineri. Și nu erau termene până la ora 4, erau până la 12 noaptea 1. Nu se terminau ieri, dar atunci ne ducea înapoi la Jilava. Fă continuu. Începuse să apară martorii și veneau martorii și se spuneau așa mi-a spus să scriu. 1, 2, 4, 10, 15, câți dracu au odiat că erau 300 și vreo 60 de martori. Și oamenii veneau și... Bun, și de ce, cum ai declarat, că păi așa mi-a spus să scriu. Și și-a dat seama aia că ne ține degeaba, că de fapt ăștia n-au probe împotriva noastră și ne-a pus în libertate. N-am acceptat nici pe caz medical, s-a încercat, au păcălit și familia să mergem, să facem, păi eu aveam curaj să-i las să bage act. Păi m-au dus la Vitean ca să-mi facă expertiză și în spate țineau la 2 metri câinele lui. Păi mi-a adusese și la ușă la Jilava de vreo. Am avut eu niște altercații pe acolo, cu niște prieteni care furau tot ce de la ziar până la țigări. Și când îi încingeam, cât eram eu de ieșit din greva foame, mă încingeam câte o lătă, venea de cine. Mi-a duceau câine de lucru la ușă, să-i dea drumul pe mine. Vă dea seama că mă opream în mâna de-o. Știți ce urma, nu? Odată să le povestească Măriești toată. Deocamdată nu-i caz, că nu vreau să impresionez pe nimeni. Eram în luptă, nu eram în jocă. Ce credeți că au creat evenimentele? Iar alții mergeau în fiecare zi la poartă și luau boșelcuța cu de toate. Măriesta a stat 46 de zile în greva foamei, iar alții mergeau la poartă și luau boșelcuța cu de toate, încă o dată. Și postelnicul care era criminal din Revoluție și prietenii din balconul pieței universității. Îi vedeam pe geam.
Deci nu poate să zică că... Îi vedeam eu pe geam, comin cu boșelcuța de la poartă. Foarte bine au dus. Foarte bine. Ce credeți că au schimbat sau au impus în mentalul colectiv evenimentele din 13-15? N-am înțeles întrebarea. Cum credeți că s-au imprimat în mentalul colectiv evenimentele acelea? Ce au indus? Ce au... Pentru cel puțin 2 milioane din cele 4 milioane de membri cu partid și politrucii lor, care erau și ei vreo 300.000, la cel mai înalt nivel și care luau banii doar pentru ce spuneau pe gură. Deci 270.000 de secretari de partid, de tovarăși adevărați, autentici, neauși și dușmănoși împotriva celor care erau împotriva orânduirii socialiste. Nu știu dacă am spus tot, dar nu m-aș opri până mâine. Pentru ei au un sentiment formidabil. Am învins, i-am învins a doua oară, le-a dat-o tovarășul Iliescu la toți în bot, că vorbeau frumos, erau elevați. Și suntem pe val. Gata și cu partidele, gata și cu ziarele, gata, prea multă democrație. Pentru ei un sentiment de liniște. Azi gata, ne-am întors. Sunt ai noștri la putere, iar. Pentru cei lați conștienți, nu mulți. Câteva zeci de mii. Hai câteva sute de mii, să fiu indulgent. Conștienți. Și aici intră cei care fusese, acționase la Revoluție, în perioada imediat următoare, veteranii de război, o parte din ei, bineînțeles. Și cu precădere foștii deținuți politici care... Aia știau cele mai multe, nu noi știam, ei știau cele mai multe. Și ei suferise cel mai rău. De aia spun conștienți. Câteva sute de mii conștienți. Probabil o amărăciune în prima fază și un dezgust și o... Eu știu, la unii poate și teamă. La unii poate și teamă, pentru că prea s-au liniștit. În mod normal, trebuie să reacționeze după acel 13 dimineața, lumea trebuie să reacționeze extrem de violent. Să iasă în stradă, să pună mâna pe orice și să le ia gâtul de data asta, pentru că ne luase odată la Revoluție. Ne mai luase de vreo 3 ori cu minerii. Păi dar ei aveau voie cu bâta și noi n-aveam voie? Păi nu vă întreb. Deci Iliescu își permite să aducă minerii cu bâta în mijlocul Bucureștiului, să dea în cap la oameni și noi n-avem voie. Păi când cu pușca, când cu bâta, păi fut-o-i morții mamei lui de criminal. Până când? Până când? Păi acum vreo un an de zile când au aruncat niște bani la cimitir și au făcut un scenariu acolo să-i arunce unii niște bani să victimizeze. Măriești era de vină. Eu dădeam mâna cu generalii în spate și unul țipa, Măriești! Păi sunteți nebuni, eu dau mâna cu oamenii ăștia, că mi-au dat autobuz. S-au comportat civilizat, au venit cu garda. Și unul dintre generali, lăsați domnul Măriești, orice faceți tot dumneavoastră, orice se întâmplă tot dumneavoastră să se devină. Și erau cu hainele în cap, nu înțelegeam ce se întâmplă la poartă, cu banii, cu Iliescu. Bineînțeles, Măriești și devină, Măriești arunca cu banii și aranjat să-i arunce cu banii lui Iliescu. Și m-am dus la televiziune și am spus foarte clar, merită orice. Orice. Unul care a tras și a ucis peste 1000 de oameni, a dat ordin ca să tragă. A dat armament ca să tragă 13 milioane de gloanțe. Fetele lui tata, 13 milioane de gloanțe scrioate. 13 milioane, 22-27. 2 milioane de gloanțe, 21. 2 milioane, 1.960.000 draci. 2 milioane de gloanțe, câte una pentru fiecare bucureștean. Dacă facem pe tot, peste 20 de milioane de gloanțe trase la Revoluție. Băi, fraților, 20 de milioane eram toți în țara asta. Și atunci am arătat și am spus, indiferent ce, un om care își strangulează justiția timp de 18 ani, 19 ani, cât era anul trecut când s-a întâmplat treaba cu monedele, merită orice. Scurt. Orice. Hai, acuzați-mă că sunt criminal. Eu încă nu i-l-am dat. În schimb, el ne-a dat nouă, peste, eu știu, 3 milioane le-a folosit Ceaușescu. Și 17 el. Deci, să nu mă credeți nebun, dar
când ai probe, acum am și probe, până acum am avut. Și tot am avut curajul să-l acuz. Câți v-au vorbit așa cum vă vorbesc eu din cei care v-au, i-ați intervievat pentru piața universității? Vă ascult. Domnul Ileșiu. A, domnul Ileșiu. Care semnează de vreo 5 ani toate comunicatele cu noi, da? Restul? Mai dați-mi unul. Dacă mai îmi dați unul, beau o cafea cu el după masă. Nu cred că mai există unul. Sunt mulți anonimi. Nu? Să-i zicem așa, zici anonim. Ei nu sunt anonimi deloc în memoria mea sau a celor care am fost împreună și noi ne cunoaștem. Nu? Pentru mine nu e anonim Mihai. Pentru voi este, pentru că nu a ieșit Mărieș în evidență. N-am ieșit că am vrut, n-am ieșit că m-au lăsat. Vedeți prea bine că și acum câte embargouri există. Să nu cumva să apară că e bani, e deranj. Dar vă repet, câți au vorbit așa? Și vreți mai rău, facem și mai rău. Deci m-am săturat de scenarii și de scenariști. Și să zicem mersi la Dumnezeu că anul trecut în vară n-a mai început un scenariu. A început, dar s-a oprit. Că erau doi care se băzeau pe TVR1. Prieteni vechi și buni. Se băgau în pușcărie, se scoteau din pușcărie, se jucau de Iisus Hristos. M-am săturat de scenarii.